Ai domiciliul sau reședința în străinătate? Votează prin corespondență la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Intră pe www.votstrainatate.ro. Apasă butonul Înregistrează-te ca alegător prin corespondență. Completează câmpurile CNP, nume, adresa de e-mail, codul CAPTCHA și apasă butonul Validare. Completează corect toate celelalte câmpuri. Selectează opțiunea de returnare a documentelor de vot în țară prin poștă, fără costuri suplimentare, sau la misiunea diplomatică din țara în care te afli, pe cheltuială proprie. Atașează copia documentului de ședere și a actului de identitate românesc. Dă click pe Trimite cerere și vei primi un e-mail cu linkul de confirmare. Accesează linkul și în termen de 5 zile vei primi un e-mail de finalizare a cererii. Felicitări! Ești înscris în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență. Termen limită de înscriere, 22 octombrie 2020. Vei primi documentele pentru votul prin corespondență în plic, prin poștă. Atenție! Cele două buletine de vot trebuie descărcate de pe site-ul indicat în instrucțiuni. Votează de acasă! Alege să votezi prin corespondență. www.votstrăinătate.ro. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe.